Hei. Salutare, dragii mei! Bine ați venit și revenit pe canalul meu! Astăzi păstrez un moment de reculegere pentru mama mea, pentru că se împlinesc 7 ani de când a trecut în neființă. Ar fi trebuit să o dezgrop, dar vremurile astea atât de incerte cu urgență, cu starea de urgență, cu starea de alertă, cu starea de naiba, cu starea de tasu, numai starea de normalitate nu mai e. Că nu poți să te duci colo, că nu poți să faci pomeni, că nu poți să fii mai mulți de nu știu câți. Așa că am mai amânat-o, că nu... Poate să mai reglementează treburile, zic eu. În bine, că în rău, de rău suntem sătui. Da, mama a fost, a trăit o viață ca între ciocan și nicovală. Între ocările soacrăsii, care era o bețivă notorie, și bătăile lui bărbatul, care de asemenea, adică taică-miu, care de asemenea făcea circ toată ziua și când se îmbăta, dacă nu se îmbăta, între acuzațiile cumnaților, care au acuzat-o pe nedrept de crimă, și bătaia de joc a cumnatelor, care până și locul de vecii l-au luat. Dar Dumnezeu va face dreptate undeva, cândva, în altă lume. Așa a trăit mama. Un om bun, foarte bun, prea bun pentru secolul în care a trăit, pentru anii în care a trăit, iar omul bun e luat de prost. E, tocmai de asta eu nu pot să fiu chiar așa proastă de bună. Nu, adică nu, nu în genul ăla, nu. Nu, frate, nu merge așa. Ea a fost un om bun cu majuscule. Ce ar mai fi de spus? E că ne-a iubit pe noi copiii. Noi am fost Dumnezeu ei. Pentru noi a trăit. Și un exemplu de om. Nu a vorbit de rău pe nimeni niciodată. Nu s-a certat cu nimeni niciodată. A suportat totul ca... Deci vă spun, a suportat toate nedreptățile lumii astea. Ceea ce nu-i ușor. Și... Eu cred în Dumnezeu, cred că Dumnezeu va face dreptate, bineînțeles, în altă lume, că în asta nu există. Și, dar eu nu pot să suport oamenii într-așa fel încât, adică nu pot să fiu chiar atât de bun încât să mă ia de prost, nu, exclus. Exclus, deci trepidez pe linie. Dar astăzi nu vorbesc despre mine, ci despre mama. Mama, Dumnezeu să te ierte, Dumnezeu să te odihnească acolo unde ești. Știu că ești bine. De câte ori te-am visat super, super fain și mi se arată lucruri foarte bune. Tot ce mi se arată e de bine. Eu am fost în moarte clinică la un moment dat și știu că, mă rog, până în acel moment nu am crezut în Dumnezeu, iar de atunci cred. Știu că viața asta pe pământ e nu că trecătoare, super trecătoare, că suntem în vizită pe aici, iar dincolo durează o veșnicie. Cum mai depinde. Depinde cum, de faptele fiecăruia. Pentru că poți să ai ce ai avea pe lumea asta, când pleci acolo în lumea cealaltă, pleci doar cu faptele. Deci, ce pot să spun? Atenție la faptele pe care le faceți, pentru că într-o zi fiecare vom pleca și vor rămâne doar amintirile. Și speranța că într-o zi, cu siguranță, ne vom întâlni și ne vom reîntregi familia.
familia, nu știu, habar n-am. Numai Dumnezeu știe ce și cum, dar eu sper. Sper și cred în veșnicia faptelor. Motoul meu de viață e, dacă nu poți să faci bine, nu face și atât, nu face rău. Poți să faci bine, fă bine, dar oprește-te aici, altfel lucrezi împotriva ta. Să vă povestesc exact de ce ziua de astăzi îmi evocă amintirea zilei când am fost anunțată că mama a murit. Deci eu locuiam la Galați, încă locuiam la Galați atunci și mai veneam așa la o săptămână, la două, la... tocmai fusesem acasă săptămâna din urmă, cum ar fi venit. Azi e 3 și atunci era 3, dar într-o sâmbătă. Acum 7 ani, data de 3 a picat într-o sâmbătă. Și fusesem săptămâna anterioară, dar lucram și eu și aveam băiatul clasa 6-a, parcă, da, 6-a. Și nu puteam să stau tot timpul. Era tata cu ea, bineînțeles. A fost anunțată de cumătra mea, care stă peste drum, de mătușa mea, care stă de la vale, că, mă rog, nu mai e în ultimele momente, mă rog, așa, și bineînțeles că am făcut tot ce a trebuit ca să ajung cât mai repede am putut, cât de repede am putut. Am ajuns și eu într-un final pe la ora 5 după amiază și ea decedase pe la ora 3, cred că, 3-4, mă rog, așa. Deja nu mai avea suflare când am ajuns eu. Mă rog, taică-mi se ocupase de... Înțeles că s-a zăpăcit și el, s-a îmbătase, i-a ținut lumânarea, mă rog, nu știu, nu mai știu. Știu că preventiv i-am spus preotului că nu i-a ținut nimeni lumânarea și să-i facă toate rugăciunile care se fac pentru că se fac niște rugăciuni speciale după ce omul trece în neființă, pentru a fi sufletul a ajunge acolo, să poată să treacă vămile, mă rog. Niște proceduri absolut religioase și am, da, pentru că nici el nu mai știa, s-au zăpăcit cu toții, că deși era picată la pat de vreo 2 luni, adică în sensul că nu mai putea să se coordoneze. Cum să zic, că când, cum a picat ea la pat, ca să vă povestesc. La un moment dat, a început să refuze să mă iasă din cameră. Că mai stau, că mai dorm, că mai mă simt așa, că nu mai știu cum. Mă întreba pe mine dacă să iasă sau nu afară. Zic, sigur, cum să nu? Nu mai avea stabilitate. Mai zic așa, mâine așa. Cu mâncarea, iar și așa, ea nu prea mânca mai nimic. Avea tot felul de pofte. Da, fă-mi ou fiert, moale, da, fă-mi ciorbă, da, fă-mi aia, da, fă-mi aia. Și după ce îi făceai, dacă lua o lingură, două și gata, masa. Treburile s-au agravat din zi în zi, adică înspre rău, nu înspre bine. O întrebam ce are, îmi spunea că o dor toate, oasele, nu știu ce. Țin minte că la un moment dat, fiindcă trebuia să-i facem baie și ea nu putea să-și facă baie singură, fiind și vară, am încercat să-i fac baie eu cu tata, pentru că nu puteam să o iau singură după pat, nu puteam să... Deși era foarte ușuric, așa, cred că 40 ceva de chile avea, dar nu puteam, pentru că omul bolnav e greu.
Și țin minte când am ridicat-o din pat, pat ca să o punem în balie și să o spăl așa ușurel cu apă, cu săpun, cu șampon, cu, mă rog, cum să faci o baie, țipa din toate puterile că o doare. Mamă, dar ce te doare? Mă doare, mă dor toate oasele, mă dor tot. Da, Arsica, aici sunt. În timp am observat că... Ai, lasă-mă, lasă-mă acum că povestesc ceva. Prietenilor noștri. În timp am observat că... Când veneam să-i dau de exemplu de mâncare, într-o zi m-a întrebat cine sunt, s-a început să nu mai recunoască lumea. Mă tot întreba de tata, unde e, unde e. Bineînțeles că tata era pe grădină, făcea treabă, pe vie, pe colo, pe dincolo. Mă punea să-l chem mereu. Când ajungea, ea între timp adormea și degeaba venea din capătul grădinii și, mă rog, chestii din astea. Mai la un moment dat a întrebat cine sunt și ea nu-și mai amintea dacă mai are copii. A spus că zic, sunt fata matale. Dar zice, dar eu numai pe tine te am. Și atunci a spus, mai ai un băiat care e în Italia și așa și așa. Și zice, da, dar cum îl cheamă? Deci nu-și mai amintea absolut nimic. După aia dădea cu mâinile așa prin aer, ziceai că vrea să prindă ceva și... Adică, practic, pentru un om sănătos, tinzi să râzi, dar nu e de râs, e de plâns. Probabil că erau acele ființe pe care noi nu le vedem din altă lume, din altă gamă de valori, de idei, de, mă rog, acele holograme care apar, mă rog, spune că apar anumite chipuri de oameni care nu mai sunt și diavol și sfinți și îngeri și ce ori mai apărea și ce ori mai vedea ea, că probabil undele nu-i plăceau și dădea cu mâinile ca să se apere. Iar eu degeaba o întrebam pentru că era undeva în lumea ei și nu mai știa nimic. La un moment dat a spus că nu mai vede nimic, deci am întrebat-o în nenumărate rânduri. Mamă, vrei să chem salvarea, să te duc la spital? A spus că nu. De ce? Știa că e pe ultimul drum, știa că o să moară, știa că... A spus, nu vreau să mor la spital, vreau să mor acasă, deși era acum 7 ani, deci nu era cu COVID, nu era cu nimic. Doctorii se ocupau de oameni, de bolnavi și așa mai departe. Și totuși, ea nu a ajuns la spital. Stați, măi, copii cu minți, eu fac vlog aici. Ia uite la ei. Of, Doamne! Și cum vă spuneam, când am ajuns acasă, cu sufletul la gură, numai eu știu ce, mi se urcase sufletul în vârful capului, în vârful părului, nu mai aveam vlagă în mine, m-am oprit pe-n târg, am cumpărat țoale de îmbrăcăciune, de mormântare, deși ea avea boarfe de mormântare, dar ne-am luat ceva mai nou, ceva mai, mă rog, pe gustul meu. Și când am ajuns acasă, ușile deschise, porțile deschise, lume pe drum, șo-șo-șo-șo-șo-șo-șo-șo, de una, de alta. Am intrat în cameră, ziceai că nu-i nimeni. Zic, dar unde e? Păi zice, sub cerceaful ăla, pe pat, sub cerșaf. Sunt puținase, rămăsese deci din 45 de chile cât avea, sunt puținase sub un cerșaf, ziceai că nu-i nimic. Am ridicat cerceaful, am sărutat-o pe frunte, m-am comportat de parcă ar fi fost vie și nici n-am avut timp să plâng. Și am procedat cu femeile, cu vecinele, cu cine venise să ne ajute să scoatem din cameră, să măturăm, să alea. Au venit femeile, le-au scăldat-o, ca așa să procedează în religia ortodoxă, descaldă mortul ca să poți să-l îmbraci cu țoale de cu care îl îngrochi și să urmează procedura asta, să pune mortul îmbrăcat pe masă, pe, na, masă înfățat acolo cu fețe de masă, cu ce ai și să scoate tot dintr-o cameră și să pune masa în mijloc cu mortul pe ea și a doua zi am plecat cu mătra, m-a ajutat, de-am cumpărat
sicriu, prosoape, lumânări mari, mici, de care trebuie pentru popă, pentru dascăl, pentru ală, pentru alaltă, căldare, pieptene, ăla, dar nu mai știu câte trebuie pentru de toate. I-am făcut tot ce trebuie. Toate pomenele de la A la Z, plus casă, plus tot ce s-a cerut, tot ce s-a, după tradiție, după ce să facem. Asta așa a fost să fie, așa, ce să zic, am avut mare noroc că eu vândusem garsoniera cu, în ziua aia la ora 10 luasem banii pe garsoniera. Deci dacă murea în altă zi, eu n-aveam bani să o îngrop. Mă puteți crede? Probabil că m-a ajutat cineva, fratele meu care e în Italia și, mă rog, nu mai vorbesc mai multe, dar în experiența noastră a tuturor, din ce am văzut, din ce am auzit, din ce am citit, nimeni n-a rămas cu mortul neîngropat, așa că o soluție se va fi găsit cumva, undeva. Era imposibil să nu se găsească o soluție, dar vreau să vă spun că așa s-a întâmplat în cazul meu și eu îi păstrez memoria vie pentru că m-a învățat lucruri, doar lucruri bune. Și nu numai pe mine, pe toți cei cu care venea în contact. Am militat pentru cauza femeilor în sensul că să nu fie dependente de bărbat, să aibă profesia lor, meseria lor și să fie stăpâne pe propriul ban, pentru că nu se știe niciodată și e mai bine așa, pentru binele tuturor e mai bine așa. Deci ea știa că va muri înaintea lui tata, nu știu de unde, îmi spusese mie odată că i-a ghicit o țigancă că va muri înaintea lui tata. A avut ea curiozitatea asta și a întrebat, înainte umblau țigănci pe-n sate și cu oale, cu ulcele, cu ghicitul, cu ăsta și știu, eu nu știu, n-a fost de față. Ea spune că la un moment dat i-a ghicit o țigancă și ea